Bună ziua! Încep prin a mulțumi domnului secretar general pentru desemnarea domnului Ducaru ca fiind unul din asistenții domniei sale. Este cea mai înaltă funcție pe care o deține un român în NATO. Discuțiile de astăzi au avut ca principalele obiective perspectiva NATO și problematica pe care România o ridică în interiorul NATO. Cu această ocazie l-am informat pe domnul secretar general că noi apreciem necesar un summit NATO în anul 2014, având în vedere evoluțiile din ultima perioadă și nevoia de decizii pentru perioadele următoare ca urmare a transformărilor care apar. În ceea ce ne privește, priorități în interiorul NATO sunt problemele legate de tranziția din Afganistan. O altă prioritate este legată de de estimarea noastră că după 2014 va exista o reducere a activităților operaționale ale NATO și cum poate fi privită această perioadă de după 2014. De asemenea, o altă prioritate a noastră, care va trebui să vă apreciem că trebuie să îi se dea răspunsuri, este legată de implementarea tot mai puternică a conceptului Smart Defense, concept care permite economii uriașe de resurse și în același timp obținerea acelorași rezultate în garantarea securității cetățenilor statelor membre NATO. De asemenea, conceptul uși deschise a fost ridicat în discuții ca fiind un concept despre care noi considerăm că trebuie menținut și credibilitatea acestui proces trebuie consolidată continuu, pentru noi obiectiv major fiind avansul statelor din Balcanii de Vest către o integrare în NATO atunci când îndeplinesc condițiile pentru aceasta. Nu în ultimul rând, ni se pare extrem de important ca la un viitor summit să tratăm mult mai aprofundat problematica securității energetice a statelor membre NATO și nu în ultimul rând a securității cibernetice. Acestea au fost probleme ridicate și care vizează din punctul nostru de vedere teme la care următorul summit NATO trebuie să dea răspunsuri. În același timp, am avut discuții consistente legate de Afganistan, unde, conform planificării, România va începe să-și reducă efectivele începând cu vara acestui an, dar România va rămâne și după 2014 să fie printre statele care contribuie la procesele de instruire în sistemele de securitate ale statului afgan. Am marcat și problematica legată de Kosovo și participarea României cu militari în Balcanii de Vest. Nu în ultimul rând, am avut discuții cu privire la, și aici a fost un subiect pe bună dreptate ridicat de secretarul general NATO, legat de bugetul apărării. România, nerespectând în ultimii ani obligația asumată prin tratatul de aderare de a asigura 2% din 2% din produsul intern brut ca buget al apărării în fiecare an. L-am informat pe secretarul general că vom avea o creștere de 0,3% anul viitor față de anul acesta și în 2016 vom reintra în obligațiile asumate la intrare.